Alegeri în consiliile școlare ale elevilor din județul Alba. Tinerii vor avea șansa să ia parte la o adevărată campanie electorală în școli, în urma căreia se vor alege liderii consiliilor din licee. Alegerile în Consiliul Elevilor oferă posibilitatea tinerilor de a se implica activ într-un proces electoral și a învăța ce înseamnă puterea votului democratic. Alegerile în Consiliul Elevilor reprezintă, de fapt, desemnarea noilor lideri din liceele județului Alba. Până în data de 5 octombrie, respectiv vinerea asta, orice elev din județul Alba poate să-și depună candidatura pe platforma vedu.ro pentru una din funcțiile vacante din școala lui. Perioada alegerilor se întinde pentru consiliile școlare până în data de 18 octombrie, când vor avea loc ultimele alegeri în liceele din județul Alba. Așa cum am spus, orice elev care este în eligibilitate cu condițiile de candidare poate să-și depună candidatura. Consiliul Elevilor se bucură și speră să aibă o echipă nouă, o echipă puternică, o echipă nouă formată cu multe, multe idei de proiecte în anul școlar care va veni. În perioada 8-12 octombrie se va desfășura campania electorală în licee, în care candidații vor încerca să își convingă colegii că sunt cei mai buni, urmând ca în 16-18 octombrie să aibă loc alegeri în fiecare liceu din județul Alba, unde elevii sunt chemați la urne pentru a-și alege reprezentanții. Care sunt condițiile pentru a candida? Condițiile pentru a candida sunt următoarele. În primul rând, elevul care candidează să nu fie elev în an terminal. În al doilea rând, să îndeplinească, să completeze toate documentele necesare pentru formularul de candidatură, atât în format electronic cât și în format fizic. Dosarul în format fizic se va depune la consiliul educativ din cadrul liceului de proveniență sau la președintele Consiliului Școlar al Elevilor. Consiliul Județean al Elevilor Alba este în al 7-lea an de existență și are o istorie bogată în activități și proiecte școlare și extrașcolare dedicate tinerilor din județ.